Bine ați venit, săgetătorilor, ascendent lună-soare. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. Haideți să vedem ce avem pentru voi, ce avem pentru săgetător. Wow, începem! Hierofantul, 3 de monede, poate fi un taur, 4 de bute și cavalerul de spade. Ce avem la bază? 9 de cupe. Wow! Cine vine în viața voastră? Este dorința voastră. Cine este? Cine este? Haideți să vedem. Dar cu siguranță este ceva important. Patrul acesta de bute. În primul rând aveți un succes extraordinar aici. Cavalerul de săbii, cineva care vă dă niște mesaje. Clarificarea voastră. Voi. Un nou început. Deci, acel nou început duce la o relație pentru totdeauna. Dar e foarte rapid. Victorie. 7 de monede. Și eremitul. Doamne, ați căutat această relație foarte mult. Dar aveți o conexiune extraordinară, deci este ca și cum nimeni nu vă poate dezlipi. Cine este persoana respectivă? Deci nu se poate, aveți de două ori 9 de cupe. Este dorința voastră, dar cine este? Poate fi un geamăn. Ascendent lună-soare în gemeni. Dar îndrăgostiții poate fi chiar și cineva la care voi nu v-ați gândit. Nouă de spade, cineva care nu poate dormi, deci efectiv se gândește non-stop la voi. Multă pasiune, da, poate fi un semn de foc. Poate fi un semn de foc. Poate fi și la o mare depărtare sau cineva care vă ajută să aveți succes pentru că aveți 4 de bute. Cavalerul de monede a întârziat puțin cu mesajul respectiv, dar vă ia prin surprindere. Vă ia prin surprindere. 8 de bute. Wow! Mai poate fi încă ceva. Pentru că am acest 4 de bute, am hervantul, posibil să aveți o relație cu cineva care deja se află într-o relație și... Vreau să văd hierofantul și concluzia acestui hierofant, ce se va întâmpla. Regina de spade, cavalerul de cupe, 3 de cupe și 4 de bute. Wow! Chiar că e wow! Unul din voi, dacă sunteți într-o relație, deja s-a hotărât să iasă din relație. Iar acum, cu motivația de a fi îndrăgostit atât de mult, se va termina relația lor. Dar am senzația că relația respectivă deja era terminată, pentru că aveți regina de spade. Cineva a fost onest în relație, a spus totul de la bun început, iar acum nu mai este o motivație de a fi, pentru că
relația pe care voi o aveți cu acel cineva este ceea ce v-ați dorit ambii. Deci, nu există cuvinte. Vă înnecați în aceeași emoție. Este dorința atât a unuia cât și a celuilalt. Și veți merge spre ceva nou, căsătorie. Este un nou început. Wow! Regele de spade. Deci, calculați ceea ce este. Mental sunteți foarte clari. Deci, vă dați seama că voi nu puteți trăi unul fără celălalt. Și totul vine atât de repede încât nici voi, dar nici cealaltă persoană nu v-ați gândit. Da, e posibil să fie chiar un ascendent în fecioară sau lună-soare în fecioară. Pentru că aici ați crezut că se întârzie acel ceva, dar de fapt nu este, pentru că cavalerul acesta de monede, chiar dacă vine întârziat acel lucru, vine în același timp cu acest cavaler de spade. Ce vrea să-mi spună cu acest vultur? Am senzația că aveți imaginea de sus, parcă știați, atrageți acea energie. Dar există foarte multă pasiune. În momentul în care persoana respectivă este lângă voi, în inima voastră, în gândurile voastre, pur și simplu nu rezistați. Asta văd. Fie că este la mare depărtare, fie că este lângă voi, voi... E ceva... Trezirea. Persoana respectivă nu este interesată de absolut nimic ce înseamnă viața materială. Și nu încearcă să câștige de pe seama altcuiva. Cred că este una dintre cele mai frumoase talari pe care le-am avut. Universul va aduce împreună. Este ceva ce trebuia încheiat dintr-o viață anterioară. Haideți să vedem cine este persoana respectivă. Cine este persoana respectivă? Ce încearcă să ne spună? Care sunt intențiile lor? Opt de monede, doi de bâte, roata, asul de spade. Wow! Aici e vorba de destin. Persoana respectivă trebuie să dea drumul la ceva la care s-a atașat, la care nu mai este valabil. Ei poate nu discută prea mult pentru asta, dar ei au victoria decisivă. Confortul respectiv, ceea ce aveți,
în viața voastră, deci persoana respectivă și-a făurit într-un fel confortul și în același timp știe să dăruiască iubire, este o persoană învingătoare, cineva de oțel, pentru că aveți șase, are șase la acesta de bâte. Este o victorie. Și îi place stabilitatea. Și îi place confortul. Noul acesta de monede a revenit, poate fi din nou o fecioară. Și ceea ce îmi spune aici este că tot ceea ce știm noi despre fecioare, ce vedeți voi aici este total diferit. O compatibilitate extraordinară. Pentru că roata asta este. Și parcă universul vă ajută, vă ajută să câștigați ceva. Haideți să vedem persoana asta. Lumea, un nou ciclu. Luna. Doamne! Și patru de cupe. Ei sunt cinstiți cu ei și cu ceea ce își propun să facă și ei știu că vor reuși totul pentru că destinul va aduce împreună. Doamne, săgetătorilor, nu știu care este dorința voastră, dar să știți că mai mare noroc ca ăsta nu știu dacă veți avea. Fie și în lumea materială, dar și în relație, este ceva extraordinar de frumos. Este o întoarcere de karmă. A venit cam târziu, dar a venit. Voi, un nou început, un nou ciclu în viața voastră. Aici este ceva emoțional, ceva legat de familie, ceva care nu vă satisface în deplin, poate chiar persoana mamei, dar nu mergeți pe această energie. Nouă de monede, regina de bâte și opt de bâte. Săgetătorilor, sunteți cei mai norocoși pe care puteți. N-am întâlnit până acum atât de mult. Dorința voastră vă este satisfăcută, aveți 9 de monede, câștigați ceva consistent, mare, foarte mare. Pentru unii poate fi o relație confortabilă, poate fi cineva care deține puterea financiară sau stabilitatea financiară. Ceva extraordinar de frumos se întâmplă aici. Pentru că aveți 9 de monede, nu este pur și simplu o sumă. Sau poate aveți marele, marele noroc să vi se lasă o moștenire la care nici nu v-ați gândit, dar cu siguranță aici aveți de-a face cu cineva pasional, așa cum voi v-ați gândit sau v-ați dorit în inima voastră, în capul vostru, corpul vostru. Cineva la care, într-adevăr, în momentul în care ați luat acea decizie și ați avut încredere în ceea ce vă doriți, totul a venit cu acest 9 de cupe. Este extraordinar de frumoasă energia. Ce aveți în dragoste aici? Haideți să vedem ce avem în dragoste și de la oracol. Ce avem în dragoste? Pasiune, foc, nu vă puteți dezlipi. Meritați iubire, de aceea v-a fost trimis și este iarăși cartea voastră. Ați îndreptat acel arc. Ia uitați-vă și voi ce aveți aici. Chimia. Nu aveți altă atracție mai frumoasă decât este. Uitați-vă și voi ce aveți. Dintr-un mic flirt s-a ajuns la o nouă iubire
care de fapt este sufletul vostru pereche. Este extraordinar de frumos. Mă bucur pentru voi, vă doresc numai bine, vă iubesc săgetătorilor. Mi se încurcă limba, vor să mai spună ceva. Ce vrem să știm? Ha. Va trebui să vindecați ceva în familia voastră sau poate persoana cealaltă. Ceva la care au suferit foarte mult, fie voi, dar și ceilalți. Dar am senzația că aici mai aveți ceva. În momentul în care apare această relație, voi vă vindecați din trecutul vostru, posibil legat de tată. Da, poate că este un tată care deja a plecat, dar va trebui să chemați acea energie pentru a o vindeca. Iar pentru unii dintre voi, energia tatălui va aduce pe cineva special în viața voastră. Și acel ceva special este o nouă iubire cu un suflet pereche. Numai bine, la revedere!